Este slăvit să fie Domnul. Noi astăzi ne uităm și ni se pare că am pierdut, poate. Ne uităm poate la tinerii care pleacă, ne uităm la oamenii care fac prostii, ne uităm la cei care poate batjocoresc Sfântul numele lui Dumnezeu. Ascultați-mă, e o chestie de moment. Dumnezeu va birui, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă astăzi semănăm cu lacrimi, chiar dacă astăzi semănăm cu lacrimile noastre, știți ce știu? Într-o zi vom semăna cu cântări de bucurie, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu va birui. Hai să vă arăt. Hai să vă arăt un lucru foarte frumos. Mă gândesc acum la el. Luca, capitolul 23. Luca, capitolul 23, Biblia vorbește acum despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. De la versetul 35, punem, te rog, vreau să vă arăt ceva. Dați-mi voie să vă explic contextul. Domnul nostru Iisus Hristos era pe crucea de la Golgota. Oameni buni, era cu brațele întinse. Era acolo în agonia morții. Și oamenii din jurul lui se uitau la el și spuneau așa. Norodul stătea acolo jos și privea. Și acum ascultați, fruntașii își, spuneți dumneavoastră, băteau joc. Până următorul verset. Biblia vine și spune, ostașii de asemenea își băteau joc. Pune versetul 39, te rog. Unul dintre tâlhari, spune Biblia, îl băjocoreau. Dați-mi voie să vă explic, fraților. Erau oamenii la piciorul crucii Domnului Iisus Hristos. Se uitau la el, se uitau la lucrarea pe care o face și spuneau așa, oameni buni, știți cum ce credeau ei? Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce de la Golgota, pierde bătălia. Se uitau la el, îl bajocoreau, spuneau, pe alții ai mântuit, pe alții ai eliberat, pe alții ai vindecat, ai făcut minuni, dă-te jos, omule bun, ai pierdut bătălia, stai acolo atârnat de cruce! Și când toți oamenii credeau că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pierde bătălia, pe crucea de la Golgota. Știți ce se întâmpla? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, câștiga bătălia. Slăvit să fie Domnul. Coloseni 2:15 spune așa, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit asupra lor biruitor. Și știți ce spune Biblia? Prin cruce. Când toți se uitau la lucrarea lui Iisus Hristos și spuneau o pierdut, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spunea o biruit. Oameni buni, o să fiți acuzați că aici, în sanctuarul bisericii, pierdeți timpul. Și o să zic, o, ai pierdut timpul, două ore la evanghelizare. Vă spun eu, ați câștigat două ore, n-ați pierdut două ore. O, zice, mergi și marți la biserică, mergi și joia la biserică, și duminică dimineața, și duminică seara. Pierzi timpul, omule! Nu pierzi timpul. Ai câștigat timpul binecuvântat să fie Domnul. Oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință întotdeauna. Orice ar spune oamenii, slăviți să fie Domnul. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și ascultați, împărăția lui nu va avea sfârșit. În al treilea lucru despre lucrarea lui Dumnezeu, știți ce vreau să vă mai spun? Lucrarea lui Dumnezeu are consecințe veșnice. Ce facem noi astăzi va impacta și va avea impact asupra oamenilor care trăiesc după noi. Oameni buni, noi astăzi vorbim despre o Marie care a trăit acum 2000 de ani. Pentru că ceea ce a făcut ea și felul în care o trăim a impactat. Vorbim despre un Moise, vorbim despre un Aron, vorbim despre un Avram, dacă vreți, vorbim despre un Isaac, despre un David, despre un Petru, vorbim despre un Pavel. Oameni buni, oamenii ăștia și lucrarea care au făcut-o ei au impact asupra noastră. Dar o să zică cineva în seara asta. Da, frate Bogdan, da. E dacă la par pe YouTube. Stai liniștit, că nicio problemă. Da, dacă nu se scrie nicio carte despre mine. Nicio problemă. Dar dacă... Nicio problemă. Oameni buni, nu trebuie să se scrie nicio carte. Nu trebuie să apărăm nici pe YouTube. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne-a lăsat strategic. Și oamenii din jurul nostru vor trăi, vor vedea Evanghelia trăită de noi. Știți ce vă rog în seara asta? Trăiți în așa fel, încât consecința împărăției lui Dumnezeu, care este veșnică, să fie văzută și în vremea cercetării oamenii ăștia să-și dorească să se întoarcă la Dumnezeu. Să vadă ceva special, să vadă ceva frumos, să vadă ceva deosebit în fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute. A fost toamna aceasta la evangelizare la Oradea, lângă Oradea, undeva în județul Bihor. Și la sfârșitul predicii, la ușa adunării,
Stătea sora Mărioară, l-a abordat pe fratele păstor din zonă și a zis: frate păstor, știu că ați programat altfel, sunt convins, dar o rugăminte. Nu veniți cu fratele Bogdan până la noi în casă. Vreau să serviți masa la noi pentru că vreau să împărtășesc cu fratele Bogdan o experiență. Spunea atunci pe care pot să spun în predicile lor. Fratele păstorul a acceptat, a mers la sora Mărioară. Și cum stăteam acolo în sufrageria casei lor, ei, mi-a arătat una dintre fetele ei, avea 19 ani, Debora. Și-a zis: frate Bogdan, o vezi pe fetea asta, Debora? Ea are 19 ani acum. Dacă în fetița asta era tânără și era în clasa 3-a, învățătoarea ei a început să o prigonească. O zis: frate Bogdan, toată clasa 3-a și toată clasa 4-a, învățătoarea a prigonit-o pe Debora. O zis, atât de greu mi-a fost. Au fost cei mai grei ani din viața mea, au zis. Cei mai grei ani, au zis, frate Bogdan, era nu un copil era, ci era deja mai mare. O duceam până la poartă, pentru că școala era foarte aproape de casa noastră. O să o duceam până la poartă, mă uitam cu ea, după ea cum merge către școală. Mă întorceam, intram în curte și începeam să plâng, zice. Și mă duceam și mă rugam și spuneam: Doamne, te rog să nu o prigonească astăzi. Și când se făcea la ora 12, și mă uitam la poartă, venea Debora. Știi cum venea Debora? Toată plânsă. Și se uita la mine și spunea: mami, astăzi iară mă bat jocorit învățătoare, iară mă bat jocorit colegii. Și-o zis, ne puneam amândoi pe genunchi și stăteam acolo pe genunchi și ne rugam amândoi și spunea Debora: Doamne, te rog, nu mai pot, ajută-mă. Și-o zis, frate Bogdan, mă rugam cu lacrimi în ochi și mă gândeam: Doamne, dar cât mai durează prigoana asta? Și spuneam: Doamne, dar uite-te că e numai o fetiță. Doamne, Doamne, nu mai pot să văd, nu mai pot să văd cum prigolesc pe învățătoarea, pe fetița asta. Nu mai pot, o zis. Și toată clasa 3-a și a 4-a a fost prigonită. Și când a terminat de spus experiența asta, lângă Debora era o femeie care plângea. Și femeia asta s-a uitat la mine și mi-a spus niște cuvinte care m-au marcat. Și a zis, frate Bogdan, așa parcă văd o ridicat mâna și a zis, eu sunt învățătoarea lui Debora. Și m-am uitat la ea și au zis, când Debora era în clasa 7-a, eu am trecut printr-o încercare foarte grea. Am ajuns în spital la Oradea și au zis, acolo nu mai vedeam pe orizontal, nu pe vertical vedeam, zice. Și m-am uitat la cer și au zis, mi-am adus aminte. Că în clasa 3-a și a 4-a, am avut o fetiță care mergea la biserică și oricât am prigonit-o, nu mi-a vorbit urât. Și oricât am vorbit despre ea, fetița asta, niciodată nu mi-a întors vorba înapoi. Și-a zis, frate Bogdan, atunci am hotărât să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu. De când e Debora în clasa 7-a, amândouă m-am pocăit, m-am botezat și amândouă cântăm în corul bisericii. Pentru că, oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu are consecințe veșnice. Ascultați-mă, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, felul în care vă purtați, felul în care vorbiți, impactează oamenii din jurul nostru. Vorbiți și trăiți în așa fel încât mărturia noastră să-i atragă pe oameni la Hristos, slăviți să fie numele Domnului. Și ultimul lucru cu care vreau să închei foarte scurt. Te-ai prins de scală, te-ai urcat sus, ai gustat, Dumnezeu te-a trimis înapoi jos și ai început să vorbești oamenilor. Dar acum Maria, în versetul 34, își pune o întrebare. Maria se uită la înger și spune, dar cum pot să fac eu lucrarea asta? Dar eu cum pot să fac? Cum pot să fac lucrarea asta? Că n-am cum să fac lucrarea asta. O zis, eu nu știu de bărbat. Și acum cea mai mare întrebare a oamenilor când îți chemați la biserică, când îți chemați la Hristos, e în felul următor. Bun, eu vin, dar cum o să trăiesc eu pocăința? Că pocăința la voi e grea. Păi dar eu s-o obișnuit cu toate lucrurile. Dintr-o dată să nu le mai fac. Dintr-o dată să nu mai pot. N-am cum să trăiesc așa cum spune Biblia. Oameni buni, seara asta am venit să vă spun ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Toată treaba asta nu e despre noi. Toată treaba asta nu e despre cât de bun suntem noi. Versetul 35, îngerul explică. Toată treaba asta e întreaba lui Dumnezeu, dacă vreți. Îngerul i-a răspuns. Știți cum se va face lucrarea asta? Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru că viața de pocăință e despre un Dumnezeu care schimbă oameni, nu despre cât de bun suntem noi.
Oameni buni, nimic bun nu locuiește. Noi ascultați-mă, Biblia vine și spune despre noi care suntem răi. Noi la noi doar alegerea, viața care ne ajută să trăim așa cum trebuie, este viața care vine din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă întreb în seara asta, roada cui a noastră? Nu, oameni buni, roada este a Duhului Sfânt. Să poți să pui mâna pe scară, să te ții, siguranța că vei ajunge până sus, siguranța că vei putea ajunge până la capăt, siguranța că vei putea trăi pocăința, siguranța că vei putea respecta legile lui Dumnezeu. Ține de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. El te ajută să trăiești. Cum? Dumnezeu, ascultați-mă, schimbă oameni, binecuvântat să fie numele Domnului.